Aproape foarte cert că e foarte soare. Bine v-am găsit în lumina solară. 31 mai 2024, ultima zi de mai, se termină această fatidică, mult așteptată, mult sperată lună mai, în care credeam că vine mașina cu pâine, că vine venirea mormanului. Cel mai complicat bilet al meu din grupul ăsta privat de WhatsApp, unde vă invit și pe voi, dacă îmi dați, dați un mesaj la 0745 70 80 08. N-a fost să fie, continuăm, poate mai târziu anul ăsta, chiar dacă sezoanele principale se cam închid. Mai rămân bălării și pe timp de vară, încât să ne petrecem în felurite feluri chipuri. Pentru astăzi, din partea mea, spre dumneavoastră, o cotă de 21.26 cu 8 evenimente. Primele două de la 18 își dau startul, 6 fix astăzi. Hai să vedem ce dracu am ales aici și a Finlanda, Veikkaus Liga, două meciuri de acolo. Păi cum să lăsăm Scandinavia în vinerea asta? Seinäjoen JK, da? SJK. SJK se vor duela cu IFK Mariehamn. Unul solist câștigă gazdele, Seinäjoen JK, SJK, SJK. Ilves Tampere se vor duela și ei cu cei de la Cups. Nu mai stau să desfac inițialele pentru Cups, pentru că ne focusăm pe șansă dublă pentru gazde. Ilves Tampere sau egalitate la final de bătălie. Încă o dată în Finlanda, mai mergem pentru un al treilea meci în Ikonen. FC Jazz se vor lupta cu Atlantis și punem în meciul ăsta o mare, ambele echipe marchează, un mare pont de dau goluri amândouă. Dau cât un gol fiecare, GG, both teams to score, ambele echipe bagă, o bagă în poartă, da? Bagă biluța în pizdă. Danemarca Superliga mai departe în bilețelul ăsta vine cu FC Copenhaga versus Hannes Randers, cum sunt notați în aplicații. Unul solist câștigă FC Copenhaga. Mă mai văd sau bate soarele extraordinar de paratare? Asta e, important nu e să mă văd eu, important e să se vadă, mai ales să audă ponturile. Mai continuăm încă o dată și cu Danemarca. Finlanda, Finlanda, Danemarca, Danemarca. Așa arată bilețelul ăsta dement. Danemarca dat division, two dat division. Divizia lor a doua, da? 2 punct division. Esbia sau Esbjerg, cum sunt notați peste tot, se vor lupta cu AB Gladsaxe Copenhaga. Unul solist în meciul ăsta, câștigă gazdele, câștigă Esbia, câștigă Esbjerg. Gazdele, să sperăm că vor fi bazate astă seară. Suedia Division 1, păi cum dracu să nu luăm toată Scandinavia la rând? Piteå sau Pitea IF se vor lupta cu Umea sau Umeå. Piteå versus Umeå e o luptă cu 3 plus peste 2,5. Mai avem și niște Argentina, Primera Național, Arsenal de Sarandi se duelează cu Racing Córdoba, 2 plus notăm pe bilet, peste 1,5. Înainte să vă dau ultimul meci din biletul de astăzi, să facem cota asta de 21.26, un meci din Islanda, păi normal, toată Scandinavia la rând. Vă reamintesc că am un grup privat de WhatsApp și că jucăm acolo 6 bilete zi de zi, complicate, demente, le știți bine. Venirea mormanului, ăsta care n-a venit și în mai 2024, după ce a venit cu un câștig mare în 2022 și altul în 2023, anul trecut, cota de 1347 a fost în mai anul trecut, pe 13 mai, vă amintiți? Nu era venirea mormanului, era vorba de maleu la vremea aia, dar mă rog, un bilet mare, o cotă mare s-a întâmplat în luna mai în grupul meu privat de WhatsApp. N-a fost să fie în luna asta, încă o dată, a treia oară consecutiv, an după an. Dar zbaterea continuă cu acest set de 6 bilete. Vreți să aveți acces la toate 6 și să le jucăm împreună? Dați-mi de veste la 0745 70 80 08. E un loc bun să vă scriu
să mă sunați, să vorbim, să detaliem despre ce e vorba cu aceste ponturi absolut periculoase, demente, grele, dar care poate se lovesc să se înverzească toate deodată la un moment dat, dacă nu până acum, mai târziu anul ăsta. Islanda Úrvalsdeild închide biletul de astăzi cu Hafnarfjörður în luptă cu Fram Reykjavík. E o treabă de unde o să ne alegem cu victorie de gazde. Selectăm unul solist, victorie pentru Hafnarfjörður. Și ăsta este bilețucul pus la cale de mine pentru voi aici pe canal. Mă duc să construiesc și cele 6 bilete pentru grupulețul meu Vesel. Vă urez o zi de vineri specială, un weekend fabulos. Și pentru că mâine e sâmbătă, poi mâine duminică, evident voi face eforturi monumentale să vă dau un bilet din grupul privat de WhatsApp. Fie venirea mormanului, fie alt. V-am pupat extrem, ne revedem, baftă mare!